Ce se întâmplă, mă? N-am mai filmat de peste 5 ani pe timp de zi, bă, și mi se pare extraordinar de ciudat că fac treaba asta acum, dar am zis să nu vă las fără clip în această miercuri. Am văzut că săptămâna trecută v-a plăcut excepțional de mult videoclipul legat de cel mai ciudat cuplu din România. Astăzi am văzut că Petrica ne-a și răspuns niște comentarii pe TikTok și așa mai departe. Deci, treabă pot să spun că e. Ia ceva de rânțăit și hai să-i dăm bătaie. Any day your last day might come, so foarte repede înainte să începem, dacă ați apăsat pe butonul ăla de subscribe, vă zic cât se poate de sincer că m-ar ajuta maxim, durează maxim 3 secunde, este gratuit și puteți să puneți chiar acum pauză la video ca să o faceți. Mulțumesc! Și pe butonul de like, bineînțeles, dacă vreți, acum mă rog. Și nu în ultimul rând, să-i mulțumim membrului canalului. Încă este unul, dar îi mulțumim din suflet pentru susținere. După cum vorbeam și mai devreme, băi, situația este cel puțin interesantă. Am văzut că v-a plăcut clipul despre cei doi, n-am mai postat atât de multe videoclipuri, însă am mai găsit eu niște ciudățenii destul de mari, iar pe lângă toată treaba asta, am observat un fenomen interesant. În urma videoclipului pe care l-am postat pe YouTube, l-am fragmentat și am postat fragmente de shorts pe TikTok, Instagram, Reels, YouTube, shorts și așa mai departe. Iar pe TikTok, bă, ce s-a întâmplat acolo, nu m-aș fi așteptat niciodată. Mi-a sărit lumea în cap, mă. Mi-a sărit lumea în cap că e viața ei și că face ce vrea. Sau că e viața lor. Acum, real, sunt complet de acord. Dar, în același timp, să nu uităm că Petrica avea 40 de ani când nepoata avea 17 ani și s-au combinat, deci ea era... Iar în al doilea rând, Petrica și-a sichișmiș nepoata. Deci, cred că aceste lucruri ar trebui să fie destul de clar punctate. Însă, vedem imediat ce reacții au mai avut oamenii. Ne mai uităm la câteva TikTok-uri înainte. Pe final, vin again cu un personal take. Și mai vorbim puțin și despre ce a scris Petrica pe acolo, pentru că e jale. Cred că e de la sine înțeles că imaginea pe care tocmai ce am văzut-o este ciudată, da? Adică se vede foarte clar cum asta este o c***ă și ăla pare că e tasu sau în cel mai rău caz bunicăsu. Am mai discutat despre treaba asta și în clipul trecut. Am mai spus foarte clar că, bă, vârsta nu este doar un număr atunci când vorbim și despre... Însă văd că ai noștri îi dau în continuare tare pe ideea asta. Videoclipul ăsta e puțin mai vechi, mi l-a trimis un abonat pe Instagram. Este postat în luna ianuarie anului 2023, deci se pare că de pe atunci concepția aceeași era. Spun oricui nu mă feresc, îmi place să construiesc și pe vânturi și pe ploi. Da, ea face curat zi de zi, este interesant că s-a și filmat în timp ce făcea curățenie, un cadru foarte interesant din punctul meu de vedere. Cred că treaba cam așa funcționează. Fata s-a lăsat de școală, fata și-a început o familie cu Petrica. Motivele o să le discutăm la final, pentru că am citit niște comentarii de la videoclipurile mele. Nu știu cum de nu mi-am dat și eu seama până în momentul respectiv, dar mă bucur pentru fiecare persoană care contribuie cu cea mai mică opinie la videoclipurile mele. Bun, mergem mai departe. Spun oricui nu mă feresc, îmi place să construiesc și pe vânturi și pe ploi. Ultramasculin, Petrica, se vede că ai grijă de ea. Acum, dacă tot ai pus-o pe fată să se lase de școală sau ai încurajat-o să se lase de școală și în același timp să rămână acasă să facă copii și curățenie și de mâncare, cred că dacă împărțiți toate treburile astea între bărbat și femeie, cum se făcea pe vremuri, nu știu de ce, dar pare că bărbatul ar trebui să care. Mai ales că femeia asta a născut acum o săptămână. Dar ei știu mai bine, ei știu cum funcționează treaba acolo. Noi nu știm, n-avem cum să ne dăm seama, pentru că nu știu câți dintre noi ne-am sichișmiș nepoata sau alte ciudățenii de genul ăsta, Doamne ferește. Se vede TikTok-ul ăsta că e făcut așa de niște oameni care mai greu cu tehnologia. Deci este un screenshot trimis și după postat pe TikTok cu scris peste poza, oricum avea scris înainte peste, și mai e și răspuns la un comentariu cu e un fel de Abdul. Foarte high quality content. Felicitări, Petrica, felicitări, o faci să plângă de fericire. Stai să vedem în câțiva ani când o să realizeze fata despre ce este vorba de fapt și cum stau de fapt lucrurile în viața asta, să vedem de ce o să mai plângă după. Din punctul meu de vedere, îmi doresc din suflet să nu se întâmple treaba asta, dar nu știi niciodată. Am făcut băiat frumos, nu ne mai criticați, mai bine învățați să învăț ce, să-mi sichișmiș nepoata și să fac copii cu nepoata mea, ce să învăț? Să învățăm cum să reeducăm să n-ajungă bârfitor ca noi, pentru că în locul babelor au apărut youtuberi din ăștia. Petrica, nici tu nu știi să le duci în momentul de față. Nu știu cum să-ți explic. Nu știu dacă ai mai avut sau nu, dar dacă ai mai avut
Pare greșit că te-ai culcat cu nepoată ta care avea 17 ani în momentul respectiv. Gândește-te în felul următor: ai o fată și fata la 16-17 ani se combină cu unul de 40. Sunt tare curios ce părere avea tu despre toată treaba asta, măi dubiosule care ești. Iar în al doilea rând, în locul babelor au apărut youtuberi din ăștia. Hai ca să-ți explic cum funcționează acest lucru, Petrică. În momentul în care ți-ai făcut acest cont de TikTok, ți-ai afișat practic în mod public viața, pentru că tu ai ales să faci treaba asta. Nu ca și cum a venit cineva la voi în casă și a început de nicăieri: stați să vă filmez, vă pun pe TikTok, povestiți și voi acolo cum v-ați zichit, mici între voi și așa mai departe. Nu, nu s-a întâmplat așa. Tu te-ai gândit: bă, cum ar fi eu să fac un cont de TikTok în care să povestesc cum am combinat-o pe nepoată mea? Îți zic eu, dubios. De ce? Pentru că ești unul. Cum îi pasă la bebe, așa îmi pasă și mie. Eu vă sunt nașul vostru și când mă plictisesc, crește băiatul. N-am prins-o pe asta, adică dacă Petrică nu se plictisește, băiatul nu crește. Când Petrică se plictisește, 2 metri face... Și ăsta, bă, săracul de el n-are nicio vină. C***a, să trăiască, să fie sănătos, să fie fericit, să aibă cea mai frumoasă viață alături de părinții lui, care, Doamne ajută, să rămână împreună. Asta e tot ce-mi doresc. Dacă tot s-a întâmplat treaba asta așa, vreau să văd cum o să evolueze situația pe mai departe. Bun, numai să ne uităm la mai multe TikTok-uri, pentru că vreau să intru puțin pe contul meu personal. Vreau să intru în secțiunea de comentarii de la videoclipurile mele și să vedem foarte clar care este mentalitatea românilor sau a unor români vis-a-vis de acest subiect. Începem cu TikTok-ul meu în care am spus treaba asta: vârsta e doar un număr. Asta vă rog din suflet să nu o pronunțați vreodată în viața voastră, nu. Și adevărat, nu pronunțați așa ceva, pentru că vârsta nu este doar un număr, este implicat un număr. Nu este legal să întreții relații cu un număr. Asta mai ales dacă este o diferență mai mare de 5 ani și pe lângă toată treaba asta, mai ales când e nepoată ta. Băi, Petrică, dubiosule. Îmi comentează Maria Berchi: 303 like-uri, este majoră. Alo! Este acum majoră, înainte era nepoată sa și în același timp acum este majoră. Drăghici Gabriela îmi comentează: zici că este primul cuplu de genul. Băi, nu este primul cuplu de genul. Să sperăm că o să fie ultimul, pentru că nu este ok. Și vă zic în câteva secunde de ce, pentru că o să ajungem și la comentariu care m-a ajutat și pe mine să înțeleg foarte multe chestii. Mai avem unul: Chris îi adoră, sunteți minunați, adevărată iubire. Arata ca iubire, nu are vârstă. Drop the mic, luați de aici și ați înțeles că eu n-am prins-o neapărat. Și mai e un comentariu ducă și că seek help my dear, bă. Da, ăștia care aveți mentalitatea asta și dacă vă uitați la mine, vă rog frumos, închideți videoclipul ăsta și puteți să plecați definitiv. N-am nici cea mai mică reținere să spun treaba asta. Când e vorba despre un are vârstă, repet, toată treaba asta. Și de ce tot susține norocirea asta? Unul la mână din punct de vedere legal, doi la mână că un este mult mai ușor de manipulat, e mult mai ușor tu ca om de 20 și 30 și 40 și treaba lui mama lui Petrică, Doamne ferește, să te duci la un copil și să-i spui exact ce își dorește să audă. Da, tu ai fost acolo, tu ai avut vârsta respectivă, știi foarte clar cum e și ce te satisfăcea la vârsta respectivă, știi foarte clar ce voiai să auzi și să te duci să manipulezi un tocmai ca să faci toată chestia asta, bă, denotă foarte clar că ești un om psihopat, brother, ești un om nebun la cap. Mai avem exemple și prin showbiz de oameni își luau neveste de 19 ani și așa mai departe. Bă, oamenii respectivi nu sunt în cea mai mare deplinătate a minții și nu sunt de lăudat și nici de încurajat astfel de nenorociri de genul ăsta. Eu nu știu câți bărbați își tratează partenerele cum o tratează el pe Cristina. Indiferent de vârstă, mulți ar putea să ia exemplu: vacanțe, excursii, haine cum vrea, flori și atenții la toate ocaziile. Ea chiar este fericită și împlinită, iar el o adoră și cred că asta este cel mai important. Revenim la cazul Marilu, bineînțeles, în care pe internet relația era afișată drept cea mai bună relație. Justin era cel mai atent, cel mai bun, cel mai grijuliu om. S-au despărțit, tată. Înțelegeți cum stă treaba? Ei asta postează pe TikTok, își dau numai comentarii: te iubesc, sufletul meu! Bade, te iubesc! Și alte chestii de genul ăsta, dar real nu știm ce se întâmplă acolo. Poate asta este și realitatea, de ce nu, dar... Mai avem un comentariu aici în care cineva îi dă tag Cristinei, nepoata mai exact, și ea răspunde: ei ne știu, noi pe ei nu! Ha, 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 ha. Bă, crede-mă pe cuvânt că mi-aș fi dorit din suflet să nu vă știu. Adică, nu, situația nu funcționează așa. Nu e ca și cum vă știu din admirație. Vă știu pentru că am o serie pe YouTube care se numește Poliția TikTok-ului. Guess what, te uiți la ea chiar acum. Iar din punctul ăsta de vedere, oamenii îmi trimit cei mai dubioși oameni de pe internet. Dacă este un om așa, vă știu destul de bine. Bă, ce caut eu comentariile lui Petrică, dar nu le găsesc, dar... Aba, nu, stați, acum. Le-am găsit, am găsit și comentariile cu Petrică. Cineva îi dă tag într-un alt TikTok de al meu lui Petrică și spune: da, Petrică, ce au cu tine? Petrică al
nostru a venit și el prezent la datorie și a spus în felul următor. Ajunge și el cunoscut că nu-i mare filozof. Crede-mă pe cuvânt că școală am cât toată casa voastră la un loc. Dar nu despre asta este vorba. Hai să vedem mai încolo despre ce vorbim. Tapetica mai spune că sper că o să aibă bani să plătească. Deocamdată i-am făcut plângere la parchetul lui The Real Red, apoi proces civil pentru daune. Urmează și el. Mai mult ca sigur i-a făcut lui The Real Red plângere la parchet. Mâine urmează să-i facă la gard, iar poi mâine pe Termopan. În momentul în care Petrică vine și mă anunță pe mine că o să mă dea în judecată, sunt tare curios cum o să facă el treaba asta. El care și-a sechișmiș nepoata de 17 ani și a făcut publică toată treaba asta pe internet. Do it, Petrică, hai să vedem ce o să faci tu din punctul ăsta de vedere. Și sunt tare curios pentru că acest videoclip și videoclipurile astea în sine nu au ca și scop denigrarea sau defăimarea lui Petrică sau a soției lui sau a familiei lui în general. Eu doar îmi exprim opinia personală fără a încerca să influențez pe nimeni absolut nimic. Încerc doar să vă explic faptul că, bă, relația cu nu este legală, nu este ok, nu faceți treaba asta. Dacă aveți peste, nu știu, habar n-am, 20 de ani, 18 ani, 19 ani, încercați să vă orientați către oameni de vârsta voastră, lăsați în pace, sunt ușor de manipulat, lăsați-i să crească. Nu e ok așa? Avem un comentariu, Cristina Amuzanta! Lasă un comentariu în care îi dă tag din nou lui Petrică și Petrică îi răspunde: nu le merg postările cu bostănică, le merge cu noi. Dar și când vor plăti? Când voi plăti ce, Petrică? Că nu am ce să plătesc. Dacă unul dintre noi doi trebuie să plătească ceva, nu cred că este vorba despre mine. Dar acum, ce mă să se aude, mă? Ascultă vecinii muzică în halul ăsta de tare la ora asta? Ce se întâmplă, mă? Unde e poziția? Unde ești, Petrică? Ia toată. Ascund o la deci pe cine să după cânecă zilele. Am mai spus Petrică la un moment dat că în momentul de față lui este deja unic și mai cunoscut decât mine. Unic 100% este, să vă trăiască, să vă bucurați de el. E mic, frumos, să fie sănătos și fericit toată viața. Petrică, tot dubios ești. Și în același timp este și mai cunoscut decât mine. Aș da orice din viața asta să fiu cunoscut că maica mea era de fapt nepoata lui taică-miu. Ar fi o mândrie, ho-o-lo, și nici n-aveți voie de. Sau să se posteze maica mea cu taică-miu în ipostaze de-astea. Nici nu aveți idee ce mândrie să ai astfel de părinți la un moment dat în viața asta. Am mai spus undeva Cristina că a văzut că îi merge dacă postez legat de ei, de o săptămână postez numai cu ei, nu se satură, stați liniștiți, nu se pune problema de chestia asta. Dacă e să mă întrebați pe mine, n-aș fi făcut așa ceva, oamenii cer, așadar noi oferim conținut la rândul nostru. Repet chestia asta pe final, fraților, aveți foarte multă grijă. Aveți foarte multă grijă și în special voi fetelor care sunteți mici, bărbații în sine care sunt mult mai mari decât voi, încearcă să vă manipuleze pe cât de mult se poate. Inclusiv aici vorbeam mai vreme despre un comentariu de care n-am mai dat, dar în momentul de față, din păcate, nici nu mai am timp să-l caut pentru că trebuie să ajung la radio. Faptul că în sine Cristina s-a lăsat de școală, iar Petrică susține cu tărie toată treaba asta, ba mai mult zice că trebuie să rămână în casă, să aibă grijă de să facă de mâncare, curățenie și așa mai departe. Toată treaba asta nu este întâmplătoare și nu este întâmplătoare pentru că voi vă dați seama, în momentul în care fata respectivă s-ar fi dus la o posibilă facultate sau și-ar fi continuat studiile, ar fi interacționat din ce în ce mai mult cu oameni de vârsta ei, implicit cu băieți de vârsta ei, implicit cu oameni care ar fi putut să aibă la rândul lor grijă de ea sau să o întrețină cum își dorește și cum face și Petrică. Lucru care, bineînțeles, lui Petrică nu i-ar fi convenit. Așadar, ce facem în cazul ăsta? Luăm prințesa, încuiem în turn și uite așa s-a scris povestea Rapunzel. Însă, în loc de turn, aici este vorba despre garsonieră pe pământ. Pe lângă toată treaba asta, again, relații cu nota 2, frate. Bă, oamenii mei nu înțeleg faptul că ei n-au devenit cunoscuți pentru faptul că, bă, ce poveste de dragoste frumoasă au și cum ia el trandafir și ea naște și... Nu, frate! Voi sunteți cunoscuți în momentul de față pentru că tu, Petrică, încoronat drept cel mai mare dubios al României din punctul meu de vedere, ți-ai sichișmiș nepoata, în timp ce încă erai împreună cu mătușisa. Sau dacă nu erai împreună, oricum e greșit. Mi-au mai lăsat oamenii un TikTok, dar nici pe ăla nu l-am acum. Un TikTok în care Petrică zicea că atunci când mătușa era la unghii, el și cu nepoata se descopereau. Boy brother, cum poți să faci așa ceva, mă, frate? Cum poți să ai încredere în partenerul de lângă tine dacă el și-a făcut așa ceva? Nu știu. It's too much for me. Fraților, ne auzim vineri cu un videoclip nou. Nu uitați, ne auzim și pe Pro FM în fiecare zi de la 13 la 16. Iar pe lângă toată chestia asta, nu uitați să îmi lăsați un comentariu ca să știu și eu ce părere aveți despre toată situația asta. Venger am fost, prietenul vostru de pe YouTube. Ne auzim vineri, după cum am zis și mai devreme. Pa, pa!